Să-i mulțumim, domn profesor, și eu am o vorbă. Domn profesor, Dumnezeu să vă dea bucurie, fericire, sănătate în casa dumneavoastră. Și să mai ne onorați cu prezența și să fiți sănătoși. Și acum, după domnul profesor, aș invita aici lângă mine o domnișoară cu numele Cazan Adriana. Vă rog să o aplaudăm. Care ne va spune din creația proprie niște poezii. Și fiindcă toți suntem aici adunați, stăm aici cu fața, eu zic să o aplaudăm și să o felicităm pentru reușita la facultate. Mulțumesc frumos! Bună seara tuturor! Aș vrea să începem mai întâi cu o poezie care ne va duce pe dulcele stil clasic, cum ar spune Nichita Stănescu. Am compus-o anul trecut, când eram la începutul dezvoltării mele artistice și aveam foarte multe întrebări filozofice. Poezia se numește Nebunii albi, nebunii negri. Mă plimb pe pereții cu muze primitive, în timp ce fiarele aruncă inimi captive. Tabloul alb de frig, de soare se stinge, iar în tabloul negru se tace, se ninge. Fiare peste fiare, toamna ruginii, lovesc noi din geamuri cu aripi de copii. Regina albă abdică de pe imperiul lunii, iar tu, regina neagră, înveselești nebunii. Floare peste flori, înoți pe sunete de clape, o petală te va jeli când nebunii or să te îngroape. Floare neagră, nu muri, petala albă peste viacuri îți va cânta, îți va zâmbi. Morții peste morți vor merge, destinul gride peste nori, nu va ploua, nu va alege. E o altă zi, din nou de șertăciune, Eminescule iubit, paleta ta de nuanțe tandre s-a veștejit. Inimi albe de lacrimi în lună ți se adun, căci inimile negre au râs poete și-au spus că ești nebun. E o altă viață, mânjită ființa mea, un cer alb și unul negru în mâini îmi vor cădea. Între ceruri albe, între ceruri negre, tot sufletul mă aștept. Spuneți, muze primitive, spre care să mă îndrept? Pe pereții gri, în patul ruginit, cânte junii. E o cale doar, restul e alb. Sub el trăiesc nebunii. Mulțumesc frumos! Următoarea poezie este scrisă mai recent și are o notă mai personală, spre deosebire de prima, care ați observat probabil că era mai filozofică. Se numește O conștiință nocturnă. Te-am auzit azi noapte. Îți dictai visele pe sufletul meu, după care îl afișai pe stradă, în tramvai, la veșnicii călători cu plete. Numai ție, nu. Voiam să ripostez, să te atrag într-o revoluție a sufletelor, dar sufletele nu sunt piese de muzeu. Regret să te dezamăgesc, dragul meu. Ele sunt terasele îngerilor, unde noi am închis de mult ușa. Acolo, îngerii discută una alta și ne mai spun și nouă din când în când, dacă le mai punem câte o întrebare. Dar ce faci? Suflet trist. De ce pictesc un suflet care doarme? Ți-e frică că o să-ți îmbătrânească culorile? Mă întrebam eu de ce e sufletul meu atât de încărcat în fiecare dimineață. Te eliberezi de tine, îți arunci măștile pe care noi le folosim de zi cu zi și începi să asiști la un spectacol al propriilor sentimente și să te uimești de frumusețea și alte ori de groaza pe care o poți exprima ca și persoană. O privesc cum își flutură jucăușa rochița cu volane. Stă izolată între trei pereți de sticlă și o grădină. E lună plină azi, la fel de plină ca sufletul ei, și cu comori și cu mizerii. O privesc neclintită, ca și cum aș uita la o fantasmă albă gălbuie, contopindu-se cu mătasea perdelelor roșii, ca trandafirii aproape morți. Dansul, lumea, perdelele, atât de frumos plutesc în ochii ei. E un copil. Nu știe ce simte. E oarbă, e surdă, e mută, însă ascultă totuși cu atâta bucurie sunetele clapelor
ce pulsează în inima ei și simte atât de bine ritmul melodiei, care parcă îi reproduce viața. Conjugă stângace verbul a cădea, dar niciodată nu trece de persoana întâi. Numără pașii care fac drumul către visul ei. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Balerina cu ochii de talaz nu joacă nici vals, nici tango, nici step. Sunt toate la un loc, ca un spectacol de circ cu prea multe animale. Ce spectacol comic! Viața ei. Pat la geamul ei ca într-o închisoare cu războinici. Nimic nu o deșteaptă. De unde îmi pare atât de cunoscută? Ce e cu povestea ei? Vă mulțumesc frumos! Succes în continuare, să-ți dea Dumnezeu sănătate! Stimați invitați, cred că spune ce gazda, că vă rogă frumos să cutați acolo în celofan, că zice, nu-ți de plastic plăcintile, să poate mânca mânguvă. A, și uite, așa doamna, așa, uite cine are curaj. Și o leagă de răchie și asta, că amusara trebuia să le dăm, că au și vecinii chef, dar au zis să le beam amusara, că nu mai face vecinii chef, așa că tăcheza noastră ce-i pe masă. Și acum, când mâncăm un pic și beam, eu zic să-l invităm să cânte pe cunoscutul cântăreț Lucian Crișan. Bună seara și mulțumesc mult și mie pentru invitație. Bună seara, oameni buni, mă! Bună seara, dragi români! Bună seara, oameni buni, mă! Bună seara, dragi români, că-am venit cu voie bună. Ai lin, lin, ai lin, lin, inima, lin, să petrecem împreună. Ai lin, lin, ai lin, lin, inima, lin. La 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 la
o dată rata, da, 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 da. Să vadă mai găsit fata, da, 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 da. Și-o văzut pe vecina, da, 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 da. Doamne frumos de schita, da, 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 da. Și-o văzut pe vecina, da, 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 da. Doamne frumos de schita, da, 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 da. Hai mândruță să jucăm, la 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 la. Și-o trăsă-i de mânecă, la 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 la. Hai mândruță să jucăm, la 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 la. Și jucărăm amândoi, la 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 la. Lumea se uită la noi, la 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 la. Și jucărăm amândoi, la 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 la. Lumea se uită la noi, la 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 la. Da, 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 da